Timp de 4 zile consecutiv, fermierii au blocat accesul spre Vama Leușeni-Albița. Aceștia au menționat că sunt în disperare și așteaptă în continuare un dialog cu reprezentanții ai președinției, parlamentului și guvernului. De asemenea, alte manifestații s-au desfășurat pe mai multe drumuri naționale din întreaga țară. Iată așa, agricultură ne așteaptă noi cu așa atitudine din partea statului. Iată, asta e viitorul agriculturii Republicii Moldova. Așa o să ajunge tot. Unul dintre protestatari, agricultorul din raionul Căușeni, Sergiu Stefanco, a declarat că blocarea accesului către Vama este un gest de disperare a agricultorilor aflați în prag de faliment. Asta este un gest de disperare, suntem atâta zi blocăm și autoritățile nu vor să vină să discute cu noi cerințele noastre. Cerințele noastre sunt făcute publice de 2 ani de zile. Ministrul Bolea știe problemele, prim-ministru știe, doamna președinte știe, președintele Parlamentului știe. Toți cunosc problemele agricultorilor. Nu se intervine și nu vrea nici măcar să se discute. Noi am propus soluții nenumărate. Între timp, călătorii au fost rugați să aleagă alte puncte de trecere a frontierei de stat. Potrivit serviciului Vamal, începând cu ora 10, drumul de acces spre postul Vamal Leușeni a fost blocat, iar circulația vehiculelor a fost imposibilă. În această situație, reprezentanții instituției le-au recomandat călătorilor să opteze din timp pentru alternativele disponibile. Menționăm că protestele fermierilor s-au desfășurat pe traseul Cantemir-Cahul și Cahul-Vama-Oancea. De asemenea, agricultorii s-au adunat la intersecția drumului Chișinău-Bălți și Chișinău-Soroca, iar cei din raionul Criuleni au rămas lângă postul Vamal intern la drumul Chișinău-Dubăsari. Cei din raionul Râșcani au ieșit lângă Vama Costești-Stânca. Raioanele Rezina și Orhei au rămas pe traseul Orhei-Rezina la intersecția lângă satul Bușăuca. În același timp, fermierii din raionul Fălești au blocat zona centurii orașului cu tehnică agricolă.